Domnule primar, mulțumim tare, tare mult că ne-ați primit aici la dumneavoastră în comună, în Bosanci. Anul trecut, dacă nu mă șel și dacă mi-aduc bine aminte, am fost la dumneavoastră în vizită și ne-ați prezentat mai multe locuri. Toate frumoase, toate așa pregătite de muncă în forță. Aici suntem undeva la o clătire în construcție administrativă. Anul trecut nu era nimic. Acum văd că au început săpăturile. Puteți oferi mai multe detalii? Da, am început lucrările la construirea unei clădiri administrative în care să adăpostim utilajele de gospodărire comunală. Avem un autogreder, un buldoescavator, un mini-escavator, un tractor, o remorcă și în același timp dorim să mutăm autospeciala de pompieri să fie în dealul satului, fiindcă din deal va cobori în orice regiune mult mai repede. Când va fi finalizat acest proiect? Proiectul, perioada contractuală este pe 2 ani, dar dacă vom avea bani suficienți pentru a plăti, îl vom face mult mai repede. Constructorul ne-a promis că îl va executa anul acesta. Iar alături aici dorim să renovăm o altă clădire, care am făcut un schimb de teren cu vecinul din apropiere. Dumnealui ne-a cedat o jumătate de hală, noi am cedat aici o parcelă de pământ și am făcut un schimb și în urma acestui schimb și clădirea de alături o vom renova, vom vopsi tabla, vom tencui pereții din cărămidă și vom monta uși de garaj ca în interior să adăpostim materialul antiderapant și multe alte utilaje, maiul compactor sau tocătorul de resturi vegetale. Toate acestea dorim să fie ca o magazie pentru a ne gospodări. Bineînțeles, va fi și o mare parte din suprafața acestei construcții, în mare parte va fi și pavat. Vor fi aceste lucrări făcute prin fonduri proprii sau prin fonduri europene? Da, au fost bugetate din fonduri proprii în valoare de 1.780.000 de lei. Și ce spun cetățenii despre acest proiect? Deci a fost aprobat, discutat în Consiliul Local, este o clădire benefică pentru noi, deoarece în spatele primăriei, în parcarea din spatele primăriei, nu avem la ora actuală suficient spațiu pentru a depozita toate utilajele pe care le avem. Mai avem și serviciul de salubrizare cu mașina de salubrizare care tot acolo adăpostim și toate acestea dorim aici să le adăpostim și avem probleme pe timp de iarnă, deci în momentul în care pornirile, când ninge afară, facem dezăpezirea tot cu serviciul nostru de salubrizare și pornesc mai greu motoarele. Clădirea aceasta va fi, deci, pentru aceste lucruri foarte benefică. Încă un lucru vreau să vă mai întreb. În legătură cu capacitatea acestei hale, să zicem așa, în ghilimele de rigoare, va adăposti doar utilajele pe care le aveți acum sau are posibilitatea să adăpostească mai multe utilaje în contextul în care veți dori să mai achiziționați câte ceva? Da, vom mai achiziționa. Chiar avem prins în bugetul local un buldoescavator nou. Am alocat 500.000 de lei pentru lucrul acesta, deci vom cumpăra un buldoescavator nou. Avem foarte multe lucrări de executat la nivelări de drumuri, la apă și canal. Serviciul de apă și canal este tot în subordinea noastră, nu este externalizat. Asigurăm și apa potabilă pentru comună și din pricina aceasta, deci ne-am gospodărit și toate lucrările le efectuăm cu angajații noștri.
Domnule primar, văd că și aici se lucrează de zor și munciți așa la înfrumusețarea, să zicem, comunei. Despre ce este vorba? Aici avem un proiect din bugetul local în valoare de 3.500.000 de lei. Este un proiect structurat pe 4 tronsoane. Acum lucrăm pe strada Unirii. Urmează calea Fălticeniului din satul Cumpărătura, după care strada Alexandru cel Bun din vale, din centrul satului către Cumpărătura, și după ce va fi terminată axa rutieră strategică Iași-Suceava, care trece și prin comuna Bosanci, acolo vom completa ultimul tronson cu pavaj pietonal. Am văzut un buldoescavator care a trecut adineaori pe lângă noi și aici vă întreb automat la ce lucrează. Buldoescavatorul lucrează la asfaltări de drumuri, pregătesc drumurile pentru asfaltare. Avem un proiect prin fonduri europene în valoare de 8.100.000 de lei. Și strada aceasta, strada Ion Creangă, intersecția aici cu Victor Babeș, deci este un tronson din cele 8 efectuate prin fonduri europene. E un proiect care a fost executat în proporție de 60%. Urmează acum, în luna septembrie, să încheiem acest proiect pe toate străzile, deci a fost asfaltată strada Agronomului, a fost asfaltată strada Siminului, strada Ion Irimescu prin acest proiect, s-au pregătit acum pentru asfaltare strada Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu, imediat după sărbătorile pascale vom asfalta, vom turna covorul asfaltic, au fost efectuate rigolile carosabile și undeva la 5,2 km are lungimea totală. Prin finalizarea acestor lucrări, cam ce procentaj se atinge de asfaltare în comună? Prin finalizarea acestor lucrări, procentul de asfaltare este totuși mic, undeva cred că între 30 și 40%. Deci, deoarece în trecut s-a asfaltat foarte puțin. De la preluarea mandatului meu, am asfaltat undeva la vreo 10 km deja și anul acesta cred că pe ușor vom asfalta încă 10 km, că mai avem și alte proiecte care sunt prin bugetul local, alte asfaltări de drumuri, mai avem încă două proiecte, deci care cuprind tot așa mai multe străzi și vor fi efectuate și din bugetul local și în același timp suntem pregătiți cu câteva tronsoane de drum pentru a le depune pentru finanțare fie prin fonduri europene sau fonduri guvernamentale. S-au efectuat aici lucrările pentru apă, canal, gaz sau urmează de acum? Da, peste tot unde am asfaltat, în prealabil am tras toate utilitățile, apa, canalul, gazul, deci canalizarea, deci nicăieri unde s-a asfaltat nu au lipsit utilitățile. Am
înțeles. Aveți planuri pentru utilități să extindeți acestea, adică și la alte zone în care încă nu s-a asfaltat? Da, avem foarte multe proiecte pe foarte multe străzi în ceea ce privește extinderea conductelor de gaz. În mandatul trecut am asfaltat 17 km. Acum deja am pregătit, de la preluarea celui de-al doilea mandat, am pregătit studiile de fezabilitate pentru încă 15 km, în care sunt introduse 20 de străzi. Și în felul acesta acoperim extinderile de gaz, cred că undeva la 95%. Am înțeles. Mi-a atras aici atenția un hidrant, pentru că pompierii voluntari din Bosanj sunt renumiți pentru promptitudinea lor. Sunt și în alte locații și cum este presiunea la apă, în primul rând? Da, bineînțeles, inițial, înainte de a începe pregătirea pentru asfaltare pe această stradă, a existat un înderulare, un proiect care este prin fonduri guvernamentale, prin PNDL2, deci un proiect în lungime de 8100 de metri de apă și 3906 metri de canalizare. Deci finanțat undeva la 2.300.000 de lei. Un viitor al unei comunități constă în educația pe care o primesc tinerile vârstare de aici, din comună. Văd că se investește în educație, s-a investit și anul trecut, se investește și anul acesta. Despre ce investiții sunt acum în derulare? Aici dorim să construim o sală de sport, deci are o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, o investiție din bugetul local în valoare de 1.000.000 de lei. Mai avem o sală de sport, deci în localitate, făcută prin fonduri de la Compania Națională de Investiții, dar acea sală este la oarecare depărtare de aproximativ un kilometru, un kilometru și ceva, și copiii de la școală de aici, cei 570 de copii, deci nu se pot deplasa în decurs de o oră atât de repede dintr-o parte în alta, vă dați seama, ar pierde jumătate de oră din educația fizică. În felul acesta am hotărât să facem aici o sală de sport lângă școală, care va fi de un real folos pentru toți elevii. Domn primar, acum mi-a arătat o șură.
Ce se întâmplă aici? Ce o să se întâmple? Ce o să construiască, de fapt? În locul acestei șuri va fi o sală de sport, o suprafață de 541 de metri pătrați, unde va fi sala de sport, câteva vestiare, birouri și grupuri sanitare. Deci, întrucât este foarte greu pentru copiii de la școală să se deplaseze până la sala mare de sport pe care o avem în localitate, ar pierde foarte mult timp deplasarea până acolo, întoarcerea ar pierde aproape toată ora. Vom face aici o sală de sport să fie în apropierea școlii și valoarea investiției este de undeva 1.700.000 de lei. Procesul de licitație este în desfășurare și imediat după ce se va încheia licitația ne vom ocupa de execuție. De unde exact vin acești bani? Acești bani sunt aprobați din bugetul local. Deci bugetul local este un buget foarte bun, am făcut foarte multe investiții din bugetul local, ne permitem lucrul acesta, am făcut foarte mari economii la bugetul local de când am intrat ca primar, foarte mulți bani care trebuiau folosiți pentru utilitățile publice, spre exemplu dezăpezire sau la salubrizare, alte activități în localitate, deci montarea unor podețe, le-am făcut chiar cu utilajele mele personale, am făcut dezăpezirea chiar cu tractorul personal, cu lama mea personală și astfel am adunat sute de milioane la bugetul local care ar fi trebuit să-i dăm. Am îndreptat drumurile cu utilajele mele, deci toate le-am făcut gratis din plăcere pentru localitate. Și în felul acesta am economisit foarte mulți bani și ne permitem să facem foarte multe investiții din bugetul local. Deoarece este un buget foarte bun, spre exemplu anul acesta bugetul local a fost de 180 de miliarde. Și așa, aproximativ, cam când va fi gata această sală? Ar trebui să fie gata, cred că este bugetată undeva pe 3 ani. Deci, dar se poate executa mai repede dacă încasările la buget vor fi normale, deci va putea fi executată mult mai repede. Vor avea vestiare, grupuri sanitare? Bineînțeles, și vestiare și grupuri sanitare, deci absolut dotată, foarte modernă. Cu etaj va fi, deci o sală va putea să se joace handbal, volei, destul de mare, deci 541 de metri pătrați, e o suprafață suficientă pentru tenis, pentru orice sport aproape. Tehnic vorbind, noi acum suntem chiar de fapt în planul viitorii școli, nu? Aici, chiar exact. Pe acest teren. Deci, în locul șurii, bineînțeles, se va extinde și în partea dreaptă acolo și vom lua puțin și din terenul de sport. Tot în spatele nostru văd o școală renovată pe exterior și văd o clădire frumos colorată. Cui este destinată? Da, aici este școala care anul trecut i-am reînnoit fațada. Deci vă spuneam, o școală care a intrat deja în patrimoniu național. Dorim să reabilităm această școală în totalitate. Vom schimba pe interior instalația electrică, deoarece pentru a primi avizul ne-a cerut acest lucru și în același timp vom construi două grupuri sanitare, atât în partea din vale cât și în partea din deal, la fiecare etaj. Este un proiect care am obținut finanțare prin fonduri guvernamentale. Apoi, alături de cealaltă clădire care este nouă, am încheiat un proiect, Căsuța din Povești, o grădiniță prin fonduri europene, în valoare de 1.200.000 de lei, a fost finalizată toamna trecută. În prealabil a fost o grădiniță, erau și câteva săli de clasă. Acum, printr-un proiect european, a fost modernizată complet, a rămas doar scheletul, s-a dat tencuiala jos de pe pereți, s-a dat acoperișul, este acoperiș nou, s-au anexat câteva corpuri de clădire,
au fost modificări, curtea a fost amenajată împrejmuită. Dotările, deci vă spuneam, au fost acoperite 100% din proiectul prin finanțare, a fost proiectul Căsuța din Povești și a avut 100% finanțare în ce privește dotările, mobilierul, băile, deci are și o stație de filtrare a apei, clădirea performantă, deci pentru copii să fie apa potabilă. Dacă toți suntem aici la școală și vorbim de tineri, haideți să vorbim un pic și de tineri care au mai avansat așa în vârstă și vor să-și întemeieze o familie și își caută o locuință. În contextul acesta au nevoie de teren. Aveți în plan să mutați niște teren din extravilan în intravilan? Da, avem în vedere, deja în derulare, un proiect prin care dorim să facem un schimb cu islazul comunal și în islazul comunal acolo să oferim locuri de casă tinerilor potrivit legii 15 din 2003. Deci tinerii între 18 și 35 de ani pot beneficia de o suprafață de teren în funcție de hotărârea Consiliului Local, suprafața poate fi între 2,5 ari și 10 ari. Dar noi trebuie să facem un schimb, vom transforma niște terenuri care le avem în domeniul privat al comunei, le transformăm în islazuri și apoi deci, putem lua din islazul comunal, după ce transformăm aceste terenuri în islaz, deoarece nu este voie să fie diminuată suprafața islazului comunal. Oamenii de afaceri vor avea posibilitatea să primească și ei acolo parcelă de pământ sau nu? Da, bineînțeles, firmele care sunt pe teritoriul comunei Bosanci vor putea beneficia de o suprafață de teren între 10 și 20 de ari. Pentru firmele care lucrează în domeniul agricol, spre exemplu, au foarte multe utilaje, tractoare, combine, știu eu, semănători, remorce, nu pot să le țină în curte, acasă și mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a concesiona o suprafață din islazul comunal tocmai pentru aceste nevoi. În același timp, sunt firme care de transport, care ar dori să aibă o parcare. Probabil mulți dintre ei nu pot să-și permită să aibă toți parcări private. Sunt multe firme în Bosanci care au deja parcări private, dar dorim să facem o parcare de minim 100 de metri pătrați, deci 1000 de metri pătrați, deci aproximativ un hectar, așa, și dorim să facem acea parcare supravegheată video, împrejmuită, în care aproximativ cele 1000 de tiruri care le avem în localitate și câteva sute de camioane sau busuri care lucrează în comunitate, când se retrag, fie pentru anumite schimburi de ulei sau, știu eu, pentru întreținere, e normal după o perioadă de circulație să fie readuse, știți, și revizuite, și în parcarea aceasta să poată să-și desfășoare aceste activități în același timp. De exemplu, în perioada sărbătorilor de iarnă, mulți dintre șoferi se întorc acasă cu tot cu tirul sau cu camionul respectiv. Se aglomerează anumite străzi din localitate și este necesară această parcare și avem în vedere să o facem. Un alt lucru care vreau să-l ating cu dumneavoastră, recent am văzut o informație în legătură cu un zbor spre Bruxelles, Suceava, aeroportul din Suceava și ați primit chiar și laude alături de profesorul universitar Mihai Dimian. Dumneavoastră cum v-ați implicat în aducerea acelui zbor sau acele companii aeriene aici la noi la Suceava? La cererea directorului aeroportului Salcea, ni s-a cerut să identificăm potențialii pasageri ai acestui zbor și după ce am primit această cerere din partea domnului Ioan Măriuța, directorul aeroportului, am solicitat prin petiție online cetățenilor din localitate, cât și din Suceava, să se înscrie pentru această petiție.
dacă cred că vor zbura cu această cursă. Am anunțat și colaboratorii mei din Bruxelles, deci avem o comunitate de aproximativ 1200 de cetățeni doar în Bruxelles, în Belgia, și am solicitat informații și la dumnealor, domnului Dan Fodor și domnului Bacrău Dorel, care au adunat aceste informații împreună cu noi și de la firmele care le avem în localitate, avem firme care au peste 100 de tiruri. Aceste firme mi-au pus la dispoziție cam câte zboruri efectuează anual către Bruxelles și, spre surprinderea noastră, a fost o firmă care efectuează aproximativ 1000 de zboruri. Sunt patroni acestor firme care zboară de foarte multe ori pe an să-și vadă cum acționează șoferii, cum se comportă șoferii, mai sunt evenimente neplăcute când se deplasează și aceste firme, vă spuneau, ne-au pus la dispoziție toate aceste date, cum este firma Bacrău Diesel Service, deci firma Mirinec, firma Express Euroscan, firma Transzamfir, aceste firme, deci toate ne-au pus o bază de date cu șoferii care au, care lucrează în comunitate, în special în portul Antwerpen din Belgia, acolo. Deci este portul de unde se distribuie majoritatea containerelor și se deplasează șoferii, bineînțeles, poate de 10-20 de ori pe an. Un șofer se deplasează când ia concediu, vin, pleacă o dată, de două ori, de trei ori pe lună. Și în felul acesta, deci am adunat toată această bază de date și în urma acestor informații, compania TUI Fly a organizat două curse pe săptămână, lunea și vinerea, plecări și veniri de pe aeroportul din Bruxelles, de pe aeroportul Zaventem. Ați fost la inaugurarea acestui zbor? Întrucât este o perioadă de pandemie, deci domnul președinte al Consiliului Județean a preferat să fie singur. Bineînțeles, ne-a adus mulțumiri în această privință datorită implicării pe care am avut-o pentru obținerea acestei curse. La noi aici în spate se lucrează la un pod. De unde provin banii pentru efectuarea acestor lucrări? Banii provin de la fondurile europene. Deci e un pod din prefabricate din beton. A fost necesar acest pod deoarece în momentul în care sunt ploi torențiale, nivelul apei sare peste pod, deci mai sunt inundații. În felul acesta, deci vom asigura și siguranța cetățenilor din zonă. În același timp, vor fi extinse drumurile care sunt asfaltate. Comuna Bosanci este introdusă în zona urbană metropolitană a județului, a municipiului Suceava. Ce beneficii aduce comunei, cetățenilor de fapt din comună, această introducere în această zonă? Momentan, datorită faptului că suntem în zona metropolitană, faptul acesta nu a adus mari beneficii, dar se pare că se întrezăresc ceva beneficii, deoarece a fost constituit acum o zonă de dezvoltare urbană.
Și funcțională. Deci, în momentul de față, se lucrează la un proiect pentru transportul de călători în comun cu autobuze electrice, deci împreună cu domnul primar al municipiului Suceava, domnul Lungu, încă câteva sate facem parte din această zonă urbană funcțională, împreună cu Ipoteștiu, cu Salcea, cu Adâncata, cu Șcheia, cu Moara, și acum s-au pus bazele unei organizații, unui ADI, prin care, deci, să se obțină această finanțare pentru autobuzele electrice care vor circula în toată această zonă funcțională. Prima dată când am fost aici, se lucrau la marcajele pentru lifturi la acest centru medical din comuna Bosanci. Care este stadiul lucrărilor momentan? Stadiul lucrărilor este aproape de final, deci s-au făcut și grupurile sanitare, s-au placat cu grese, cu faianță, s-a pus parchetul, deci sperăm în maxim 2 luni să o dăm în folosință. Deci este un proiect prin care am primit finanțare de la bugetul de stat, fonduri guvernamentale, deci în valoare de 2.900.000 de lei, în care sunt cuprinse și dotările de aproximativ 400.000 de lei. Ce dotări va avea acest centru medical? În ceea ce privește dotările, deci sunt câteva saloane de internare temporară, este o farmacie, sunt 4 cabinete de medicină generală, un cabinet de stomatologie, deci un cabinet de analize medicale, un cabinet de ecografie și la masardă avem 4 apartamente, 3 apartamente și o garsonieră, deci care vor primi poate aceeași utilitate în domeniul medical. Ținând cont că suntem aici lângă un centru medical, trebuie să vă întreb și opinia dumneavoastră în privința vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2. La ora actuală, deci în comunitate încă nu avem un centru de vaccinare. Am purtat discuții chiar săptămâna aceasta cu domnul președinte al Consiliului Județean. Am avut alaltă ieri o conferință, deci în privința aceasta și trebuie să ne implicăm cu toții în vaccinarea populației, să minimalizăm riscul de infectare a populației. Și imediat după sărbătorile pascale vom avea o campanie pentru a purta discuții cu cetățenii. Acest centru de vaccinare, dacă s-ar face aici, cât ar fi de important? Ar oamenii, presupun că acum s-a mai vaccinat din comună, merg la alte centre, cele din Suceava nu prea mai au locuri. Cum considerați dumneavoastră? Probabil că vom stabili un punct de vaccinare în localitate și aici vor veni mai mulți cetățeni. Deja s-au vaccinat foarte mulți din cadrul primăriei, din cadrul instituției, cât și alți cetățeni și-au exprimat dorința aceasta de a se vaccina. Bineînțeles, există în rândul populației și o oarecare temere în ceea ce privește vaccinarea. Am înțeles, mulțumesc!
altă, să zicem așa, situație care poate crea neplăceri într-o comună este iluminatul, fie el public, fie la locuințele cetățenilor. Cum stăm cu iluminatul public în comuna Bosanci? În ceea ce privește iluminatul public, avem acoperit 100% întreaga localitate, cât și cumpărătura, deci am montat lămpi economice, deci în felul acesta am redus consumul la iluminatul public, deci este acoperit 100%. În ceea ce privește extinderile de rețele electrice, deci, în primul mandat am extins 6.000 și vreo 200 de metri de rețea și am amplasat 3 transformatoare. Acum, în mandatul acesta, deja avem alte proiecte. Deci, în zona Cumpărătura, la intersecția cu DN2, acolo, deci vom amplasa din nou un transformator și vom merge pe toate cele 4 direcții, către Calea Bucovinei, strada Ponoarei, strada Fălticeniului și strada Alexandru cel Bun. Vom extinde și acolo iluminatul, deci în același timp între Bosanci și în Cumpărătura, deci tot așa va fi extins și iluminatul public și mai avem în derulare alte proiecte pe strada Colonel Vasile Cârlan. Apoi în Bosanci avem în capătul străzii Unirii, zona dinspre Livadă, la Ciotea, cum îi spunem noi acolo, deci s-au mai construit câteva case și dorim și acolo să le asigurăm curentul electric. Apoi mai avem pe strada Agronomului, vom face legătura de la ieșirea din sat și fostul Ceapeu, acolo de la Biserica Penticostală până în fostul Ceapeu, deci strada Agronomului. Apoi mai avem pe strada Gerberei câțiva stâlpi de pus acolo și undeva pe strada Măgurei, tot la intrare în Bosanci dinspre Suceava și parțial strada Oituz, acolo mai avem de completat câțiva stâlpi până la o hală acolo care este un garaj sau ceva, o parcare auto, nu știu exact ce este acolo, dar în zona aceea trebuie să extindem și acolo. În felul acesta asigurăm 100% iluminatul public și extinderile de rețele electrice. Ați menționat ceva de niște culte aici. Cum se înțeleg acestea? Presupun că aveți și diferite, să zicem așa, ortodoxi, catolici, alte protestanți. Se înțeleg bine? Cetățenii comunei Bosanci conviețuiesc foarte bine împreună, indiferent de etnie, indiferent de încredințările religioase pe care le au, deci la ora actuală este liniște, este pace, colaborăm cu toții, sunt în localitate, sunt 3 biserici ortodoxe, sunt 2 biserici penticostale, este o biserică baptistă, acum recent s-a construit și își fac o casă de rugăciune gruparea Oastea Domnului, și nu sunt probleme în privința aceasta. Mulțumesc tare, tare mult!
că aici se lucrează iarăși la un drum. Este prin fondurile europene sau prin fondurile Consiliului și Primăriei? Este un proiect din bugetul local, deci am efectuat în mare parte străzile care au fost cuprinse în acest proiect. Acum ne aflăm pe strada Florilor, urmează și strada Ciprian Porumbescu și apoi strada Miron Costin, strada Constantin Brâncovianu, strada Arcașului, parțial strada Nicolae Labiș, parțial strada Cojocarului. Proiectul este în valoare de aproximativ 7 milioane de lei și sperăm ca imediat după sărbătorile pascale să trecem la turnarea primului covor asfaltic. Cam cât timp va lua să finalizați toată această lucrare? Am început acest proiect anul trecut și credem că undeva în toamna aceasta îl vom încheia. Este un proiect de lungime de 6,2 km. Și ați procedat la fel ca și în celelalte zone unde s-au asfaltat, adică ați adus întâi utilitățile și după aia ați făcut asfaltările? Da, bineînțeles, și pe strada Florilor, aici unde se lucrează acum, sunt toate utilitățile, gazul, apa, canalizarea, zona este electrificată, deci sunt toate și se poate asfalta în voia cea bună. La Bosanci prindă contur o lizieră. 10.000 de salcâmi vor fi plantați în zona de pe coastă unde erau ceva alunecări de teren în trecut și pe marginea drumurilor ce duc către cele două cimitire din dealul satului. Elevii din comună s-au alăturat inițiativei. Bună ziua! Suntem în comuna Bosanci. S-au adunat aproximativ 200 de elevi de la clasele 5-8 și continuăm să plantăm salcâmi cu o mare parte din elevi, întrucât astăzi sunt prea mulți. Am început ecologizarea zonei și în toată zona. Elevii s-au răspândit și adună deșeurile care sunt aruncate anapoda pe diferite pârâuri în această zonă sau pe marginea șantului. Acțiunea de ecologizare va continua și mâine și vom continua să plantăm salcâmi în zona de coastă. Așteptăm pe toți cei ce sunt doritori de a face voluntariatul. Vă mulțumim! Minunea învierii Domnului Iisus Hristos să dăinuie în inimile noastre, să ne lumineze mintea și sufletul și viața pe care o trăim, să o trăim spre slava lui Dumnezeu, dacă am murit împreună cu El și am înviat la o viață nouă, să trăim așa cum a trăit și El. Hristos a înviat!